Hello, dragilor, și bine v-am găsit la un clip în care astăzi vorbim despre o carte. Și este o carte care anul trecut a făcut o vâlvă absolut impresionantă și inițial voiam să o citesc și eu, după care am auzit tot felul de review-uri și nu am mai vrut să o citesc și până la urmă am lăsat-o așa cu poate dacă vreodată o să, nu știu, mă trăznească ceva, o să o citesc. Dacă nu, aia e, nu e nicio problemă. Și am vrut să particip la challenge-ul sau la provocarea Ștefaniei Strate, provocarea ei distractivă și, dacă nu știți, are în fiecare lună o provocare din asta în care trebuie să citești cărți cu o anumită tematică. Iar pentru luna aprilie, provocarea era să citim o carte cu numele unui personaj în titlu sau despre un personaj sau ceva de genul ăsta și nu mi-a venit nimic mai bun în minte, deși aveam Circe acolo și este pe listă Circe, dar nu pot acum să mă ocup de Circe. Și am zis, ia hai să ascult eu cartea asta. Deci este o carte pe care am ascultat-o, nu o am în format fizic și cred că e mai bine așa că am ascultat-o, pentru că în format fizic nu știu dacă neapărat aș fi ajuns la cartea asta. Este vorba despre Cei șapte soți ai lui Evelyn Hugo. Ce aș vrea să vă menționez, nu știu dacă știți, dar cartea asta a fost cumva un pic inspirată din viața lui Liz Taylor, care Liz Taylor a avut șapte soți la viața ei și a fost aspru criticată și îndelung criticată pentru treaba asta și pentru faptul că și-a schimbat soții, de parcă ar fi vrut ea să-i schimbe. Da, mă rog, asta e alt subiect. Și, de asemenea, ascultând cartea asta, în descrierea lui Evelyn Hugo, am văzut că s-a inspirat autoarea din mai multe artiste din astea mari. Teoretic, Evelyn Hugo este de origine cubaneză și ea are tenul măsliniu, specific cubanezilor, da? Și este mai închisă, este latinoamericană și este închisă mai închisă la culoare și ajungând la Hollywood, a fost vopsită blondă, pentru că blondul era all or nothing, ceea ce mi se pare destul de dubios și recunosc că sunt de acord cu cei care spun că, bă, cubanez blond arată rău. În descrierea ei facială, de exemplu, mi s-a părut că văd puțin din descrierea lui Audrey Hepburn și în același timp, când vine vorba de sprâncene, pentru că zicea că Evelyn Hugo are niște sprâncene foarte late, groase și aspre, așa bine definite și foarte structurate, mi se pare că o văd pe Sofia Loren, pentru că Sofia avea sprâncenele alea care practic erau parcă niște fire groase, așa, niște bețe groase trase, așa, așa și le făcea, era cumva semnul ei distinctiv într-o perioadă și cumva am observat toate trăsăturile astea, așa, îmbinate cumva de Taylor Jenkins Reid în descrierea lui Evelyn Hugo. Acum, trebuie să vă zic că la vremea la care anul trecut era atâta vâlvă cu cartea asta, eu efectiv am crezut că Evelyn Hugo chiar a existat. Deci eu chiar credeam, zic, băi, zic, e vreo starletă din asta de la Hollywood de care n-am auzit eu, pentru că atâta vâlvă s-a făcut pe seama ei, zic, după aia m-am calmat și mi-am dat seama că nu, de fapt este ficțiune, doar că anumite aspecte din cartea asta sunt inspirate din realitate. Deci, cartea se deschide cu Evelyn Hugo, care este deja în vârstă, aproape de 80 de ani, și vrea să scrie memoriile. Și pentru asta, pentru a scrie memoriile, ajunge la o jurnalistă. Și această jurnalistă ajunge și practic, pe parcursul cărții, noi derulăm cartea ei autobiografică și aflăm despre relațiile ei, despre acești șapte soți pe care i-au avut. Și au fost, de fapt, dacă vreți să vă dau un mic spoiler care să vă facă curioși, de fapt au fost 8 mariaje, n-au fost șapte. Dar cine a citit cartea știe despre ce este vorba. Cumva luăm povestea de la coadă inițial și după aceea o luăm progresiv cu ea. Și trecem prin toate cele șapte căsnicii ale ei, de ce s-a căsătorit, care au fost motivele pentru că, în ciuda
romantismului pe care, în general, Hollywoodul îl propagă, cartea asta, și ăsta este un lucru care mi-a plăcut foarte tare, cartea asta demitizează tot romantismul ăsta, așa, numai că ea s-a căsătorit, toate cele 7 căsătorii ale ei au fost de conveniență. Niciuna, sau poate prima, a doua căsătorie, pardon, a fost, cred că a doua căsătorie a fost ca puțin din dragoste, dar în rest toate căsătoriile ei, chiar și a doua, unde s-a implicat sentimental, toate căsătoriile ei au fost de conveniență, pentru că ea fiind, cum ziceam, de origine cubaneză, venea dintr-o familie săracă, își dorea să ajungă artistă la Hollywood și și-a dat seama că cel puțin în anii 20-30 sau când se întâmplă acțiunea, asta era norma, adică asta trebuia să faci, să te cupleți cu bărbați sau să încerci să ajungi cumva să te folosești de bărbați pentru a ajunge unde îți dorești tu. Ce este interesant, iarăși, și este felul în care a fost construită de Taylor Jenkins Reid, personajul ăsta, că l-a construit ca pe un personaj aspru. Eu așa am văzut-o pe Evelyn Hugo, nu am văzut-o ca pe acea divă, neprihănită, sensibilicuță, cum de exemplu ne este prezentată Audrey. Audrey, da, ea era foarte timidă de felul ei, dar ea n-a fost acea femeie neprihănită și sensibilă și dulce și elegantă. Nu. Ea era timidă, că nu-i plăcea să vorbească cu lumea și nu-i plăcea să iasă în public și nu-i plăcea, dar nu. Și iarăși, oamenii ăștia, mai ales în perioada aia, deci din anii 20, când a început să explodeze Hollywood-ul, până în anii 60, ca să ajungi vedetă, starletă la Hollywood, implica să îți calci pe foarte multe principii. Da, și îmi place că cumva cartea subliniază treaba asta. Ce trebuie să înțelegeți voi, dacă nu ați citit cartea, deși bănuiesc că multă lume a citit-o și chiar vreau să-mi spuneți părerile voastre, este că cartea asta a fost promovată ca fiind un romance, o carte de dragoste. Dar nu este neapărat numai un romance. Eu o văd mai degrabă ca pe o carte în care, pe de-o parte, ți se dezvăluie anumite aspecte nu tocmai frumoase ale Hollywoodului, ceea ce mi se pare genial, dar în egală măsură o văd și ca pe o carte de supraviețuire, pentru că personajul ăsta, care la sfârșitul vieții ajunge să fie considerat un personaj rău și căruia nu-i prea-i păsat de nimeni și de nimic, personajul ăsta a trebuit să se zbată și să supraviețuiască într-un mediu foarte, foarte ostil femeilor, că deși femeile sunt puse pe piedestal la Hollywood, sunt în egală măsură ostracizate. Și dacă vreți să intrați pe partea întunecată a Hollywoodului, uitați-vă ce s-a întâmplat cu starletele din anii 30, 40, 50 și prin ce chinuri treceau și cât de abuzate erau. Și cumva cartea asta încearcă să sublinieze de un mod foarte subtil exact asta, faptul că lumea nu e chiar atât de roz și ca să devii starletă trebuie să calci pe cadavre, literalmente, și trebuie să calci pe principii și nu trebuie să-ți pese de cei din jurul tău și la un moment dat trebuie să sacrifici inclusiv oamenii pe care îi iubești, trebuie să-i sacrifici pentru cariera ta și riscul este ca în momentul în care ai ajuns în vârf să fii dată la o parte pentru că ești prea bătrână, pentru că da, asta face Hollywood-ul. Bine, acum în ziua de astăzi, dacă e să ne gândim așa, nu doar că face, nu doar că te dă la o parte, dar încearcă să te și mențină la 20 de ani. Da, adică încearcă să te facă să arăți la 60 ca de 20, pentru că n-ai voie să îmbătrânești și te frustrează și te obligă să nu îmbătrânești. Dar da, nu e cel mai sănătos mod. Eu v-am zis, nu văd cartea asta doar ca pe un romance, pentru că romance-ul există povestea de dragoste din spate, fiindcă cartea cu, practic, prima întrebare pe care o primește Evelyn este: cine a fost dragostea vieții tale? Care dintre cei 7 soți au fost dragostea vieții tale? Și ea se oprește și zice: mai pune o dată întrebare, că nu așa se pune întrebarea. Da? Și ideea este că
Asta îmi place la cartea asta, mi-a plăcut la cartea asta și m-a surprins că n-am sesizat la nimeni care să comenteze cartea asta, că este mai degrabă o carte despre supraviețuire, despre, este o doză de feminism în cartea asta, dar un feminism din ăla natural, un feminism din ăla firesc, un feminism ăla agresiv de eu sunt, eu dau cu capul, eu sparg pereți, eu dărâm lumea și n-am nevoie de bărbați. Nu, este feminismul ăla de supraviețuire, feminismul ăla aduce puțin cu teoriile inițiale ale feminismului, în care femeia își dorea pur și simplu să trăiască și să fie văzută și să fie înțeleasă ca o ființă umană, nu ca pe un accesoriu, pentru că, iarăși, partea faină în viața asta pentru femei este că devin accesorii pentru bărbați și mai ales când devin celebre, știți? Chiar aveam o discuție recent cu cineva pe tema asta, fără să vreau să intru în subiectul feminismului, dar chiar aveam o discuție cu cineva pe tema asta, că bărbații ne doresc să fim frumoase, aranjate, subțiri, să avem un corp frumos, ca după aceea să ne bage la cratiță și la făcut copii, sau să se laude cu noi ca și cum am fi un accesoriu, ca și cum, nu știu, am eu o pereche de ochelari, ca ăștia, asta am aici, sau niște cercei și mă laud cu ei. Mamă, uite ce cercei frumoși am. Cam așa își doresc ei să se întâmple cu femeile. Ori femeile sunt mai mult de atât în viața asta și lui Evelyn Hugo i s-a întâmplat să fie și folosită pentru că e celebră, să fie și accesoriu, să fie și maltratată. Evident că în egală măsură și ea s-a folosit de bărbații cu care a fost, pentru că am zis că asta a făcut din start, adică clar, prima ei căsnicie a fost pentru că a vrut să ajungă la Hollywood și tipul cu care s-a căsătorit avea de lucru la Hollywood. La fel și ea s-a folosit de bărbați celebri ca să ajungă celebră, știa foarte clar, adică tenacitatea asta ei de a înțelege de ce pași are nevoie sau de cine are nevoie să se folosească pentru a ajunge vedetă. Și poate vi se pare, nu știu, nouă românilor care am fost învățați și educați să fim cu minți, să fim bine crescuți, să avem grijă de cei din jurul nostru și să avem scrupule, poate nouă ni se pare deplasat treaba asta, dar să știți că lucrurile așa stau. Adică asta e realitatea. Și dacă vă uitați la toți oamenii care s-au îmbogățit, care au parvenit de-a lungul timpului, nu știu, chiar și din 90 până încoace, asta au făcut. Și-au lăsat scrupulele deoparte și s-au folosit, au făcut ceea ce a fost necesar pentru a ajunge unde au avut nevoie, în punctul în care au avut nevoie, da? Au călcat pe cadavre și au înșelat oamenii din jurul lor, au furat, au ucis unii dintre ei, au făcut foarte, foarte multe lucruri care sunt imorale pentru a ajunge unde și-au dorit. Asta a făcut și Evelyn Hugo și nu este nimic, de fapt, extraordinar în toată povestea asta. Asta s-a întâmplat la Hollywood dintotdeauna. Asta au făcut oamenii dintotdeauna. Au încercat să sară din floare în floare, ca să spunem așa, până au obținut acel big break, ca să spunem, știți? Și după aceea, ca în cazul ei, după aceea a fost treaba cu ai the big break, dar după aia vine cineva mai tânăr ca tine și îți trage preșul de sub picioare, pentru că e mai tânăr și mai talentat. Și ce faci? Trebuie să te lupți ani de zile să ajungi din nou pe culmile succesului și să fii din nou marea vedetă și așa mai departe. Și da, pe total mi-a plăcut cartea. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult cât mi-a plăcut. Mi-a așteptat să fie un romans din ăla siropos, odios, din care să nu înțelegi nimic. Nu știu dacă neapărat mi-aș lua cartea să o am în bibliotecă, dar a fost interesantă și v-am spus, a fost interesantă din perspectiva asta a relațiilor și a felului în care ea a încercat să supraviețuiască în lumea asta și să-și construiască lumea asta. Da, și la final aflăm și de ce a ales-o pe Cristin, pe jurnalista asta, parcă Cristin o cheamă, Cristin, de ce a vrut-o neapărat pe Cristin, pe jurnalista asta, pentru cartea ei autobiografică, a fost o chestie
Foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult finalul, by the way. Mi-a plăcut foarte, foarte mult finalul. Mi s-a părut foarte inspirat. Mi s-a părut că a fost foarte bine construit. Adică te-a dus, te-a zăpăcit pentru că de la început ți se spune că Evelyn a vrut-o pe Cristin și a zis că ori ea, ori nimeni altcineva și s-a încăpățânat să fie Cristin cea care îi scrie cartea și ai senzația că mă, ceva este, se întâmplă ceva între ele, s-a întâmplat, s-au cunoscut cândva, deși Cristin este mult mai tânără, s-a întâmplat ceva, s-au cunoscut, au făcut ceva. Ei bine, da, aflăm care e relația dintre ele. De fapt, nu este o relație directă, este o relație indirectă prin altcineva din trecutul lui Cristin. Și mi-a plăcut foarte tare finalul, cum s-au legat lucrurile, cât de frumos a legat autoarea lucrurile, astfel încât să fie interesant. Chiar a fost interesant finalul și mi-a plăcut. I-am dat 3 stele pentru că n-aș putea, vă știți că voi eu cu romansul nu așa, dar pentru faptul că a fost un roman din ăsta de descoperire, de dezvăluire, de așa, mi-am dat 3 stele și chiar am zis, mi-a plăcut mai mult decât mă așteptam. Chiar plecasem cu niște idei preconcepute legate de cartea asta. Bun, asta am avut eu de zis pentru cartea asta. Spuneți-mi dacă ați citit cartea și vouă cum vi s-a părut, ce ați văzut în cartea asta, ce ați extras interesant, v-a plăcut, nu v-a plăcut. Vă pup și ne vedem în următorul clip.